Partea 1. Un popor fără granițe. O introducere la poporul rom. Poporul rom, adesea numit țigani, are o istorie bogată și complexă. Sunt un popor fără o singură țară pe care să o numească acasă. Timp de secole, romii au călătorit prin lume. Ei și-au purtat tradițiile și cultura vibrantă cu ei. Pentru a înțelege romii, trebuie să le înțelegem călătoria. Este o călătorie marcată atât de greutăți, cât și de rezistență. Povestea romilor este una de adaptare și supraviețuire. Ei s-au confruntat cu prejudecăți și discriminare. Cu toate acestea, și-au păstrat identitatea unică. Acest eseu va explora tapiseria istorică a poporului rom, de la originile lor din India până la viața lor în lumea modernă. Povestea lor este una de curaj și perseverență. Partea a doua. Din inima Indiei, călătoria romilor începe. Originile poporului rom pot fi urmărite până în subcontinentul indian. Dovezile lingvistice și genetice sugerează că călătoria lor a început în regiunea de nord-vest a Indiei, acum mai bine de 1000 de ani. Probabil că făceau parte dintr-un grup de artiști sau meșteșugari ambulanți. Ceea ce i-a determinat să-și părăsească patria rămâne un subiect de dezbatere. Unii istorici indică factori economici sau presiuni sociale. Alții sugerează că ar fi putut fi împinși spre vest de invazii sau de tulburări politice. Indiferent de motiv, un mic grup de oameni a pornit într-o călătorie remarcabilă care avea să le modeleze pentru totdeauna destinul. Partea a treia, peste munți și mări, migrația către Europa. Migrația romilor a fost un proces treptat care s-a desfășurat de-a lungul secolelor. Au călătorit spre vest, traversând trecători montane periculoase și deșerturi vaste. Pe parcurs au întâlnit diverse culturi și limbi, au absorbit elemente ale acestor culturi în propria lor cultură, creând o tapiserie bogată și evoluată de tradiții. Până în secolul al XII-lea, comunitățile rome începuseră să apară în Europa. Sosirea lor a fost întâmpinată cu un amestec de curiozitate și suspiciune. Europenii au fost fascinați de muzica lor, de hainele lor colorate și de stilul lor de viață nomad. Cu toate acestea, au apărut și neînțelegeri și prejudecăți, ceea ce a dus la provocări pentru romi în noua lor casă. Partea a patra, o tapiserie de culturi, viața romilor în Europa medievală. Viața în Europa medievală era dificilă pentru mulți, iar romii nu făceau excepție. Ei s-au confruntat adesea cu discriminare și li s-au refuzat drepturile fundamentale. Mulți își câștigau existența ca meșteșugari, comercianți sau artiști. Abilitățile lor în prelucrarea metalelor, muzică și călărie erau adesea la mare căutare. În ciuda provocărilor, romii și-au păstrat puternicul sentiment de comunitate și identitate culturală. Ei au continuat să vorbească propria lor limbă, romani, care a evoluat de-a lungul timpului în diverse dialecte. Ei și-au păstrat tradițiile prin muzică, dans și povestiri, transmițând moștenirea lor din generație în generație. Partea a cincea, umbrele prejudecăților, persecuții și discriminare timpurie. Pe măsură ce romii s-au răspândit în întreaga Europa, s-au confruntat cu prejudecăți și discriminare crescânde. Au fost adesea stereotipizați ca hoți, cerșetori sau ghicitori. Aceste stereotipuri negative, alimentate de frică și ignoranță, au dus la excluziune socială și persecuție legală. În unele regiuni, romii au fost înrobiți sau forțați să intre în iobăgie. Li s-a refuzat accesul la pământ și educație. Au fost adoptate legi care le-au restricționat mișcările și le-au limitat oportunitățile economice. În ciuda acestor greutăți, romii au continuat să reziste asimilării și s-au agățat de tradițiile lor. Partea a șasea. Holocaustul romilor. O tragedie amintită. Cel mai întunecat capitol din istoria romilor s-a derulat în secolul al XII-lea, odată cu ascensiunea Germaniei naziste. Naziștii i-au considerat pe romi inferiori din punct de vedere rasial și i-au vizat pentru exterminare. Sute de mii de romi au fost închiși în lagăre de concentrare, supuși muncii forțate, experimentelor medicale și asasinatelor în masă. Acest genocid, cunoscut sub numele de Holocaustul romilor sau Porajmos, rămâne o cicatrice profund dureroasă în memoria colectivă a poporului rom. Numărul exact al victimelor este necunoscut, dar estimările variază de la 220.000 la 500.000.
Oroarele acestei perioade servesc ca o reamintire dură a pericolelor, prejudecăților, rasismului și intoleranței. Partea a șaptea. Reziliență și rezistență. Spiritul romilor rezistă. În ciuda ororilor Holocaustului și a secolelor de persecuție, spiritul romilor a rezistat. După cel de-al doilea război mondial, a existat o mișcare tot mai amplă pentru drepturile și recunoașterea romilor. Organizațiile și activiștii romi au început să ia atitudine împotriva discriminării și să pledeze pentru egalitate. Poporul rom a dat dovadă de o reziliență remarcabilă, reconstruindu-și viața și comunitățile. Ei au continuat să-și celebreze cultura prin muzică, dans și meșteșuguri tradiționale. Povestea lor este o mărturie a puterii spiritului uman de a depăși adversitatea și de a-și menține identitatea în fața opresiunii. Partea a opta. Păstrarea identității. Tradițiile rome în lumea modernă. În secolul XIX, comunitățile rome se găsesc în țări din întreaga lume. Deși s-au confruntat cu provocări în integrarea în societatea mainstream, au făcut, de asemenea, progrese semnificative în păstrarea moștenirii lor culturale și în lupta pentru drepturile lor. Tradițiile rome, cum ar fi muzica și dansul flamenco din Spania, au câștigat recunoaștere și apreciere internațională. Artiștii, scriitorii și muzicienii romi continuă să aducă contribuții importante la peisajul cultural. Educația și conștientizarea sunt esențiale pentru a elimina stereotipurile și pentru a promova înțelegerea și respectul față de cultura romă. Partea a noua, înfruntând viitorul, provocări și oportunități. Deși s-au înregistrat progrese, romii se confruntă încă cu provocări semnificative în multe părți ale lumii. Discriminarea în domeniul locuințelor, educației și ocupării forței de muncă persistă. Comunitățile rome se confruntă adesea cu rate mai mari ale sărăciei și ale excluziunii sociale. Abordarea acestor inegalități necesită o abordare multilaterală, inclusiv legi antidiscriminare, programe de incluziune socială și inițiative educaționale. Împuternicirea comunităților rome pentru a participa pe deplin la societate și asigurarea egalității de șanse sunt esențiale pentru un viitor just și echitabil. Partea a 10-a. O celebrare a culturii rome. Îmbrățișarea diversității. Istoria poporului rom este o mărturie a puterii rezistenței umane și a bogăției diversității culturale. Călătoria lor, care se întinde pe continente și secole, ne amintește că umanitatea noastră comună transcende granițele și că îmbrățișarea diferențelor noastre ne face mai puternici. Învățând despre istoria și cultura romă, putem combate stereotipurile, promova înțelegerea și celebra contribuțiile acestei comunități adesea marginalizate. Să luptăm pentru o lume în care poporul rom și toți oamenii să fie tratați cu demnitate, respect și egalitate.